Aproape 3,7 milioane de cetățeni din state central și este europene membre UE lucrează în Europa Occidentală, pe primele locuri fiind românii și polonezii. Cetățenii din România și Polonia par a fi cei mai mari beneficiari ai libertății de circulație la nivelul Uniunii Europene. Ținând cont de aceste date, tema ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană este în mod evident una importantă pentru aceste țări. În cadrul negocierilor privind condițiile ieșirii din Uniune, Marea Britanie va încerca să mențină accesul la piața unică europeană, însă prin limitarea accesului cetățenilor europeni pe piața britanică a muncii. Românii care vor să-și achite taxa pentru pașaport sau pentru permisul de conducere de eliberare sau reînnoire pot achita taxele pentru acestea prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau numerar, odată cu intrarea în vigoare a ordonanței de guvern numărul 41/2016, anunță Ministerul de Interne. În cazul plății numerar, contravaloarea acestor taxe nu se mai poate achita prin cec banc. Cei care vor să achite cash o pot face la casieriile unităților trezoreriei statului, casieriile instituțiilor prefectului, la ghișele serviciilor publice, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituțiilor prefectului și prin mandat poștal. Studiile arată că 96,3% dintre tineri au ultimul cuvânt în alegerea universității, părinții situându-se pe loc secund într-o proporție de doar 3,7%. Când vine vorba despre criteriile ce țin de succesul profesional adus de universitatea pe care ar vrea să o urmeze, cel mai important pentru tineri este în continuare să aibă șanse mari de angajare imediat după absolvire, urmat de să aibă parteneriate cu firme care oferă internship-uri. Astfel, peste 60% au drept criteriu personal în alegerea universității să fie într-un oraș cu potențial profesional. Ancheta sociologică a fost efectuată telefonic pe 675 de persoane tineri între 16 și 23 de ani și părinți cu copii între 16 și 23 de ani. Regiunea Muntenia se află în topul cu cei mai mulți utilizatori români de Facebook, aproape 3 milioane de persoane, urmată la mare distanță de regiunea Transilvania cu 1,5 milioane de utilizatori și de regiunea Moldova cu 960.000 de conturi. La nivel regional, din totalul celor 8,5 milioane de utilizatori Facebook, 38,12% dintre utilizatorii care și-au setat orașul sunt localizați în Muntenia, 18,5% în Transilvania, 12,99% în Moldova și 8,36% în Oltenia. Vineri vremea va fi în general frumoasă cu temperaturi plăcute, excepție vor face zonele montane și depresiunile vor exista în orări trecătoare, un cer variabil, ploi de scurtă durată la munte și noaptea în nord-est. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile se vor situa între 23 și 30 de grade, cele minime vor fi de 6-7 grade în depresiuni și 19-21 pe litoral. Dacă weekendul vă prinde la mare, meteorologii au vești bune căci vremea se va încălzi. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări izolate, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade.